reușesc. Dar acum o să reușesc. 1 2 1 1 Ha ha ha, Teo, nu o să-ți iasă niciodată să-ți ții mingea 5 secunde pe picior. Ha ha ha, tu vorbești, tu care nu știi să demontezi o seră. De cât timp te chinui să demontezi seră aia? Ideea să facem un super challenge! Un challenge super! 7 secunde challenge! Ceea ce înseamnă că ne vom da provocări unul altuia pe care va trebui să le executăm în 7 secunde! Dacă nu, vom pierde o viață! Dar, mami, câte vieți avem? Cât o pisică sau cât un om? Vom avea 3 vieți de fiecare! Dacă nu reușești să execuți challenge-ul în 7 secunde, să termin provocarea în 7 secunde și așa mai departe, atunci vei pierde o viață. Dacă ai pierdut de 3 ori, vei ieși din joc. Iar cine rămâne cu cele mai multe vieți la finalul challenge-ului va câștiga. Cine se bagă? Eu! Și eu! Și eu! Și eu, și eu! Și eu! Și tu, Dor! Ia uitați ce frizorul fac. Atunci să începem! Eu voi da prima provocare și aceea va fi pentru Teo! Teo, va trebui să cureți acea tablă în 7 secunde! Iar dacă nu vei reuși, vei pierde o viață! Iar voi va trebui să ne susțineți cu un like! Pentru ca noi să reușim să facem challenge-uri cât mai amuzante! În comentariu! Teo, eu cred că încep să număr! Ia să vedem! Și 7! Teo deja a pierdut o viață de la primul challenge! Nu pot să cred așa ceva! Ia să vedem! Nu, am pierdut, dar măcar o șterg dacă tot am început. Ok, tu continuă asta! Mai am 2 vieți! Acum eu îi dau provocare mare! Ce provocare? Hai să te aud, Teo! Să desfacă primul etaj din seară în 7 secunde! O, Mara, te chinui de jumătate de oră să scoți acoperișul! Și acum Teo vrea să scoți un etaj în 7 secunde! Hai să te vedem! Eu nu cred că voi avea vreo șansă, dar încerc, poate o să reușesc! Eu încep să număr! Ari, deja mă ajută! Wow, Ari, o ajută să o încurcă pe Mara! Să începem! Eu voi număra! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Nici o șansă, Mara! Păi etajul era cu tot cu bețele verticale, nu numai cu cele orizontale. Timpul a expirat, Mara a scos doar jumătate de etaj, așa că a pierdut și Mara o viață. Voi fi câștigătoare, pentru că eu încă nu am concurat. Dacă aveam 10 secunde, câștigam. Așa că a pierdut și Mara o viață. Acum am început eu. Bine, cu stângul. Acum e rândul meu. Mami, ce să fac? O provocare pentru Bri. Bri, va trebui să stai în echilibru pe trotinetă într-un singur picior timp de 7 secunde. Oare Bri va reuși să facă provocarea asta? Scrieți voi chiar acum în comentarii. 7 secunde pentru Bri într-un singur picior? Eu mă îndoiesc. Acum să vedem. Și Bri a început. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Briana a reușit. Briana nu a pierdut o viață. Eu pot să stau și mai mult pentru că fac gimnastică. Wow, Briana e gimnastă. Și acum rândul lui Tudor. Ce provocare avem noi pentru Tudor? Tudor, tu va trebui să te urci pe trunchiul copacului și să stai acolo 7 secunde. Trebuie supravegheat, Tudor. Oare va reuși? Hai. Repede, 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 să vedem. În 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7! Bravo, Tudor! Următoarea provocare, pentru cine să fie oare? Următoarea provocare va fi pentru Armin. Oare lui îi place sportul sau nu?
Ce provocare să-i dăm noi? Mi-a venit o idee! Armin va trebui să dea cu arcul la țintă și în 7 secunde să nimerească ținta de la o anumită distanță stabilită de mine. Ai pregătit deja setup-ul? Tati, setup-ul e pregătit de când ne-am mutat aici. Ținta e acolo, arcul lângă, săgeata ne mai trebuie. Aceasta este ținta. Cam urlară, sperăm să nimerească și să stea. Și acesta este arcul, iar săgeata e chiar la Armin. Acum, Armin, poftim. Crezi că te vei descurca? Da. Se ține invers. Ariana îl încurcă pe Armin. Cred că ar fi cazul să numărăm. Cele 7 secunde se scurg de acum. 1, 2, 3. Wow! Din 2 secunde. Eu nu pot să cred așa ceva. Eu credeam că Armin va ținti numai pe lângă, pe deasupra, pe dedesubt. Dar el a nimerit din prima. Bravo, Armin! Nu ai pierdut nicio viață. Rândul cui să fie acum? Al meu, ce ziceți? Da, tati! Tati! Da, Teo, dar tu ai idee ce provocare să-i dăm lui tati? Da, să-i curățe lui Mimi în cușcă. Wow, ce provocare! Nu aș vrea să fiu acolo. Tati, va trebui să cureți cușca lui Mimi în 7 secunde. Vedeți ce idee bună am? Teo, nu! Dar n-am ce face. Era rândul tău parcă la curățenia în cușcă, Teo. Teo, nu e aici, a plecat Teo. Nu știu unde e. Teo are o strategie bună de fiecare dată să scape de curățenia din cușcă. Așa că, tati, ce mai pierdem timpul? De ce nu te duci să faci curat? Pentru că secundele trec și 1! Nici n-am intrat, așteptați, nu. Fără să iasă Mimi. Fără să iasă Mimi? Da. Măcar să intru în cușcă. 1! Nu, stai, 2! Acum. Mara, lasă mai mult timp ca să termine curățenia și să scăpăm noi de treaba asta. Vreau pungă, dar nu să fac ceva eu în ea, ci să pun în ea. Gata? Eu zic că e perfect. 7! Am făcut în 7 secunde. Acum voi sunteți cârcotași. Super, tati! Te-am păcălit și ai reușit să faci curat în cușcă la Mimi. Cele 7 secunde ale tale cred că au fost vreo 14, dar fetele te-au făcut să termin curățenia. Așa că bravo nouă și nicio viață pierdută pentru tine. Ai și tu un avantaj. Tati a câștigat. Acum să fie rândul Victoriei. Victoria, ce challenge să-ți pregătim? Tu va trebui să fii o bună rea timp de 7 secunde. Ba da, tu trebuie să fii bună rea și să ceri copiii și să-i pui la treabă timp de 7 secunde. Iar dacă nu reușești, vei pierde o viață. Bună rea. Începe, că eu încep să număr. 1! Copii, strângeți aici tot, uitați-vă ce misterii ați făcut. Doamne, nu mai pot. Încă mai ai câteva secunde. Ce să zic? Teo, nu te mai dai cu bicicleta, că cât pe ce să cad jos. Dă-te de aici. Încă nu-ți iese, stăpiește-te mai mult. Uite, Tudor se joacă cu mingea, Armin e pe trotinetă. Dar ce fel de bună rea ești, pune-i pe toți la treabă. Tudor, acum la treabă, am zis. Pe Armin nu-l vezi. Ai pierdut o viață pentru că cele 7 secunde au trecut de mult, iar tu nu ai reușit să fii o bună rea. Ce e atât de greu? Vrei să mă vezi pe mine? Briana, ce faci cu cartoanele alea? Du-le mai repede la gunoi. Armin, dă-te jos de pe trotinetă chiar în clipa asta, pentru că dacă nu vei fi pedepsit. Uite, și Tudor a trecut la treabă, până și Ariana funcționează când eu sunt o bună rea. Ție-ți stă bine să fii bună rea, eu rămân cea bună. Face cum spui. I-am strâns. Da, și Aria a strâns. Strângem tot. Următoarea provocare este pe drum, mami. Pentru mine, încă nu sunt pregătită. Nu sunt pregătită pentru cele 7 secunde. Spune, Mara, ce ai de gând? Mami, tu trebuie să convingi publicul în 7 secunde printr-o poezie să se aboneze la noi pe canal.
să fac versuri. Păi versuri am făcut la toate cântecele noastre, dar acum, în 7 secunde, presiunea timpului este foarte mare. Poți și tu să te abonezi, chiar de ești pe mountain bike? Doar apasă pe subscribe și susține-ne cu un like! Am reușit și sper că v-am și convins. Acum, o mega provocare pentru voi. Apăsați butonul de subscribe în 7 secunde. Cei care ne-ați făcut-o deja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te-ai abonat? Mulțumim, pupit. Și nu uita de like. Poți apăsa și pe butonul de like în 7 secunde. Mami, ți-a reușit de minune. Mulți s-au abonat, mulți au dat like-uri și vă mulțumim, dar cine face următoarea provocare? Nu știu, concurenții noștri sunt numeroși și văd că tot fac de lucru, așa că mai bine să-i punem la treabă. Briana sare șotronul, dar oare reușește să facă șotronul de 3 ori în 7 secunde? De 3 ori? Bine, am înțeles! Bri, doar până la 5! 1! Cred că nu e posibil în 7 secunde de 3 ori, așa că schimbăm proba de 2 ori în 7 secunde. Hai, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce faci, Bri? Ai pierdut o viață, Bri. Bine, nu-i nimic. 5, asta e, 7. Mai am 2. Dar Tudor e mare fotbalist. Ce zice să-l provocăm să facă o schemă cu mingea în doar 7 secunde? Oare va reuși Tudor să facă o schemă? Tudor, du-te după minge! Acum am adus mingea și acum începe schema. 1, 2, 3, 4. Wow! I-a reușit în mai puțin de 5 secunde, deci Tudor este un campion și nu a pierdut nicio viață până acum. Dar oare Armin se va descurca? Armin va trebui să facă o săritură pe trotineta în 7 secunde. Hai, Armin! Acum începem numărătoarea. 1, 2, 3, 4. Bravo! Ți-a ieșit! Acum trecem la următorul participant. Tati, acum te provoc pe tine. Vai, cred că ar fi trebuit să te provoc să-ți schimbi tricoul în 7 secunde. Așa că uite până în casă și schimbă tricoul în 7 secunde. 1, 2, 3. Nu cred că reușește. 5, 6, 7. Unde-i tati? Cred că a pierdut. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cum credeați voi că mă voi schimba în 7 secunde? Dar am acceptat că oricum îl aveam murdar. Tati, dacă aveai tricoul cumva aici aproape, puteai să o faci în 7 secunde. Dacă l-aveam pregătit, dar nu l-am avut, a trebuit să mă duc sus. Te-am văzut pe monitor. Ariluca doarme, supravegheată. Așa că eu propun să vedem cine mai poate să facă o provocare. Vitalia! Eu am mai pierdut o viață sau e prima viață pe care o pierd? Scrieți-mi comentarii. Tati, nu ai pierdut o viață! Pentru că ai reușit să faci curat în cușcă la Mimi în 7 secunde. Deci e prima viață pe care o pierzi. Mai am 2 vieți, așa că propun să predăm ștafeta către Victorița. Ok, Victoria e super mare fan de-al nostru, așa că ea va trebui să găsească butonul cu abonează-te în mai puțin de 7 secunde. Păi, butonul pentru abonează-te este pe YouTube. L-am găsit. Pe acela cred că l-ați găsit și voi, dar nu despre asta este vorba. Avem aici o grămadă de butoane înregistrate. Unul dintre ele spune abonează-te. Victoria trebuie să găsească butonul care spune abonează-te și să ni-l arate. Dulceață de mere. Unul zice și corn cu ciocolată, cred că acesta. Corn de ciocolată. Asta e cornul de ciocolată. Cred că aici a fost făcută o rețetă. Dar lăsați asta, nu-i mai dați indicii Victoriței. Haideți să pornim cronometrul și să vedem dacă găsește butonul cu abonează-te în 7 secunde. Pe loc, poți gata, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Doar pe primul. Unde-i abonează-te? Deci nu am reușit. Mai găsit! Mai găsit! Încă o viață!
pierdută. Yeah. Și spunea abonați-vă, nu abonează-te. Deci cred că am greșit și eu. Ei. Dar nu contează, voi v-ați abonat? Abonați-vă. Abonați-vă. Următoarea provocare va fi pentru Teo. Și ea va trebui să golească un sac întreg cu mingi în doar 7 secunde. Ok, Teo, stai că n-am pornit cronometrul. Pe locuri, fiți gata, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproape 7, 7! Mami, ce fel ai numărat? Nu prea au fost 7 secunde, au fost mai mult de 7 secunde, dar pentru a vedea dacă Teo trebuie să-și păstreze a doua viață pe care o mai are, propun ca 3 sau chiar hai 4 concurenți să adune acum toate mingile înapoi în sac în 7 secunde. Ce ziceți? La cât suntem prăștiate, tati, eu nu cred că reușim nici toți să le adunăm în 7 secunde. Să le adunăm toți în 7 secunde. Asta da provocare. Și ne punem la bătaie viețile noastre la un loc. O, tati, dar cum poți să zici asta? Victorița, dacă mai pierde o viață, iese din joc. Nu vreau să ies din joc. Deci Victorița nu joacă, ea ne filmează. Păi atunci, hai, pregătiți-vă. Unde e Mara? Unde e Mara? Mara! Mara! Da! Mara, avem o provocare pentru toți deodată. Trebuie să adunăm toate aceste mingi în 7 secunde. Nu-i corect, provocarea trebuia să fie numai pentru mine. Urmează apoi o provocare doar pentru tine. Dar deocamdată să adunăm mingile în 7 secunde. Noi toți cei care suntem aici. Acum, porni cronometrul. 3, 2, Mara. 1, start! 1, 2, 3, 4. Eu nu reușesc să adun mai mult de 6 bile în mâini. 5, 6, 7, suntem gata? Gata! Da? Fix! Așa că nu a pierdut nimeni nicio viață! Iar următoarea provocare va fi pentru Mara! Mara e pofticioasă și mâncăcioasă, dar să vedem cât de mâncăcioasă e! Îi vom da o bucată de prăjitură să o mănânce în 7 secunde! Mă duc să o pregătesc! Prăjitură! Să vedem dacă reușești să mănânci toată bucata în 7 secunde! O să reușesc! Ești prea încrezătoare! Prăjitura este aici! Să o desfacem! Mara, ce zici? O mănânci pe toată în 7 secunde? Nu chiar pe toată, dar voi încerca măcar o bucățică. Stai, că mai are un ambalaj. Wow! Chiar acum o scoatem! E plină de nucă și de miere! Asta am descoperit-o de curând și e foarte delicioasă. În Austria am găsit-o! Nu așa mult! Ei, dar cum ai vrea? O bucățică mică nu se poate! Ce? E mică și asta, zi mersi că nu ți-am dat un sfert. Vreau eu puțin. Imediat să facă Mara proba și apoi îți dă și ție o probă. Și acum Mara fi pregătită. În 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și deja nu mai are nimic în mână. Deci am mâncat în 7 secunde. Vreau și eu un pic. Și eu tot în 7 secunde, mie mi se pare foarte mare pentru mine. Dar la tine nu se pune, e bucata prea mică, nu e pentru cele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai mâncat-o? Eu tăiam aici. Ce copil mai vrea prăjitură? Eu! Voi nu sunteți copii, dar vă dau și vouă. Teo așteaptă-ți rândul. Hai să începem. Armin, Victoria. Mulțumesc. Dati, ca la copii, vă dau în mână. Hai, cine mai vrea? Eu, mai vreau și eu, e foarte bună. Tem și pentru musafiri. Am mâncat mult zahăr. Suntem plini de energie. Aproape că ne luăm zborul. Sau să ne luăm zborul, în special mami. Eu? Ce e cu mine? Nu cred, Mara mă provoacă tamam pe mine. Trebuie să-ți o întorc cumva.
Așa că îți propun, mami, să faci un mega avion de hârtie. De hârtie? Asta e carton! Și încât în 7 secunde? Mi se pare prea puțin! Asta e! Și mie mi s-a părut puțin la vida mai prăjitura. Bine, numai să numeri secundele corect, nu 1, 2, 3, 4, 5, ci 1001, 1002. Așa durează o secundă. Nu. Ba da! Scrieți-mi voi în comentarii cum se numără secundele ca să le socotim corect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau 1001, 1002, 1003. Eu știu că așa se numără. Ba nu. Ba da. Bine, așteptăm în comentarii. Acum voi număra cum zici eu. 1001, 1002. Stai că nici n-ai dat startul și nu atât de repede, ți-am zis ritmul. Bine, bine, bine. Stai că încă nici n-ai dat startul. Bine, 3, 2, 1 și 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Mara, nu așa se numără. 1007. Ai pierdut o viață, încă o viață, încă o viață. Repede. 5, 6, 7. Poate să fie și așa un avion, nu? Nu, nu, trebuie să fie întreg. Acum e întreg. Un mega avion de hârtie. Să vedem dacă zboară. Am pierdut eu o viață, dar sper că măcar avionul meu să zboare, să prindă viață. 3, 2, 1 și... Wow! Ai reușit, ei! Dar viața tot ai pierdut-o. Asta e, am rămas cu 2 vieți. Tu câte vieți ai, Mara? Eu am mai rămas cu 2. Și eu tot 2 vieți mai am. Ceilalți? Cum stau? Eu mai am 3. Și eu mai am 3. Băieții ăștia nu s-ai noștri, dați valoroși? Acum mă ofer eu să fac următoarea provocare. Cine îmi propune un challenge? Eu îți propun tati un challenge, pentru că e atât de cald și frumos afară. Fetele vor să se joace în cort. Așa că tu va trebui să ridici cortul în 7 secunde. Asta e cortul, tati. Da, da, dar nu așa trebuie să arate. Eu îl voi strânge, iar tati va trebui să-l ridice în 7 secunde. Așa că poftim, tati, descurcă-te. Poftim. Bine. Încep să număr. 1, no, no, 2, no. 3, 4, aproape că mă pierd. Dar reușesc. 5. Cronometru s-a oprit. Mami, ține cu mine. 6, 7. Hai, tati, ce faci că fetele vor să se joace? E prea complicat să-l fac în 7 secunde. O să am nevoie de ajutor. Oricum ar fi, tot trebuie să-l faci, chiar dacă nu te-ai descurcat în 7 secunde. Viața ai pierdut-o, ai rămas cu o singură viață, dar cortul trebuie făcut să nu pierzi de tot. Acum e gata. Timbri! Am reușit, dar cred că în 30 de secunde. E super, eu mă duc să aduc covorașul, o pătorică și o pernă. Și cu challenge-ul cum rămâne? Mai avem atâtea provocări de făcut, dar asta veți vedea în episodul viitor. Cine reușește să câștige și cine va pierde primul cele 3 vieți? Tati e cel mai aproape, mai are doar o viață. Și victoria la fel, tot o viață. Eu mai am 2 vieți. Da, da, și cei 2 băieți din spate care mai au 3. Oare vor fi ei câștigătorii? Scrieți-ne voi în comentarii ce credeți. Călcușul meu e gata. Este foarte fain. Pregătește-te, urmează noi provocări amuzante.